În special, urșii, dar și porcii mistreți atacă tot mai mult gospodăriile oamenilor aflați în localitățile de munte ale județului. Numai în 2012, 5 localități au avut mari probleme cu animalele sălbatice, care, în căutarea de hrană, au devastat gospodăriile oamenilor și au omorât animalele. O statistică realizată de către Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Focșani, la nivelul județului nostru, urșii au ucis peste 100 de animale domestice, au distrus culturi agricole, dar și pomi fructiferi. Neoficial însă, cifrele ar putea fi mult mai mari, dar unii dintre proprietarii animalelor nu au mai depus plângeri, neavând încredere că vor fi despăgubiți. În județele Covasna, Harghita și Vrancea trăiește cea mai mare populație de urși bruni din Europa, aproximativ 2300 de exemplare. Au fost semnalate o serie de pagube produse de către animalele sălbatice. În județul nostru s-au semnalat pagube produse de către ursul brun. Nu am avut semnalări în ceea ce privește pagube cauzate de alte animale sălbatice, în special de mistreți. Pagubele s-au produs pe raza unui număr de 5 comune din raza județului. Pe raza comunei Vintileasca, ursul a produs pagube în valoare de 1.802 lei, pe raza comunei Năruja, 6.117 lei, comuna Spulber, 2.000 de lei, Paltin, 1.540 și Regiu, 2.923, un total de 14.382 lei pagube produse de către urs la animalele domestice din curțile cetățenilor. În special la porci și la oi. Și am avut și un caz la o bovină care a fost omorâtă de către urs. S-au făcut evaluarea acestor pagube de către comisia care s-a deplasat la fața locului, la solicitarea primăriei din comuna respectivă, și s-au făcut propuneri la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice pentru în vederea acordării despăgubirilor. Cele mai multe dintre atacurile animalelor sălbatice se produc pe timpul nopții. Potrivit oficialilor ITRSV Focșani, a fost întocmită o situație cu pagubele produse în Vrancea și înaintată către Ministerul Mediului, în vederea acordării de despăgubiri. Cei care s-au trezit cu stricăciuni în gospodării cauzate de animalele sălbatice trebuie să depună la primărie o sesizare pentru a putea fi despăgubiți.